că n-avem timp de pierdut în seara asta. O solistă de muzică populară foarte valoroasă a României este foarte, foarte supărată că lucruri pe care ea le-a făcut, piese minunate, lucruri care îi aparțin, sunt furate cu nerușinare de diverse artiști și nu recunosc acest lucru. Plus multe alte lucruri care fac ca mulți oameni din această zonă foarte valoroasă a muzicii populare să fie efectiv săpați de niște oameni cu gânduri negre. Prin urmare, în această seară, alături de dumneavoastră, vine Nicoleta Voica și soțul ei, Alin Bagiu. Just a little bit. Baby, bă, bă, bă. Tu nu zice că și tu ai mai stăbit. Așa e, ba da. Ba da. M-am îmbrăcat de așa manieră să par mai slab. Tu l-ai, domnule, da, ce căciulă ai. Vă rog să luați în loc. Mulțumim. Dați-i liber. Lasă-mă mai bine acolo. Da. Da. Bine ați venit. Să fie echipă. Bine v-am găsit. Râdem noi, râdem, dar acum două săptămâni. La mulți ani pe anul ăsta. La mulți ani. Nu ne-am văzut? Nu ne-am văzut, dar nu anul trecut. Ne-am mai văzut prin intermediul rețelelor de socializare și al telefoanelor. Pe de altă parte, Nicoleta, vreau să vă spun că este în continuare foarte supărată de la ultima intervenție telefonică avută acum două săptămâni. Ba chiar a continuat demersul ei. Hai să explicăm ce te face pe tine să fii atât de furioasă și ce se întâmplă. Hai să, să recapitulăm pentru un minut ceea ce m-a deranjat faptul că Se fură foarte mult în domeniul muzical. Eu vorbesc acum de muzica populară, pentru că cei de la muzică ușoară sunt mai respectoși, își cântă piesele. Se fură, piesele. Adică oamenii își asumă piesele tale? Da, adică eu dacă am creat o linie melodică, un text, am pretenția să măcar să recunoască că eu l-am făcut. Ok, mulți mi-au spus, păi, dar trebuie să te bucuri că noi îți cântăm piesele, că noi am făcut din ele șlagăr. Da? Păi dacă se întâmplă lucrul ăsta, atunci nu le mai cântați, lăsați că le cânt eu. Sau dacă le cântați, atunci trebuie să treceți pe acea listă de la drepturi de autor, faptul că ați cântat piesele mele, pentru că așa e frumos. Și eu dacă aș cânta piesa cuiva și în momentul în care am cântat-o, am spus, am cântat piesa solistului cutare. Și atunci, în momentul în care scrii după un eveniment unde ai cântat, ce ai cântat, trebuie să știi că ai făcut lucrul ăsta de mult. Păi da, cu e? Păi dacă ai cântat-o, știi și a cu e. Ar fi corect să ne respectăm între noi și așa să nu ne cântăm piesele, pentru că e un fel de furt. Să zicem că putem să cântăm unii altora piesele, problema este să recunoaștem acest lucru. Și aducem aminte că Gabi Lunca, ați venit din nou, dragilor. Mulțumim. Reținem, deci, că Nicoleta este vehement împotriva celor care îi cântă piesele. Înțeleg că a fost la un eveniment în care ți s-a cerut să cânti piesa nu știu care a lui Ionel, dar era piesa ta. De mai multe ori mi s-a întâmplat și atunci am luat hotărârea să vorbesc, să explic asta, pentru că în drumul cântecului meu mulți vreau, nu cântați piesa, îmi cereau o piesă de-a mea ca fiind, dar nu știu cui, păi zic, e piesa mea. Ei, lăsați, Doamne, nu mai revendicați ca fiind a dumneavoastră. Sau am fost la Chișinău câțiva ani în urmă și mi spunea maestru Nicolae Bogdanoște, aha, dacă vrei să cânti piesa ta, ar să fie problemă, că aici o cânt o doamnă care a luat și premii cu cântarea ta. Cu Am crescut fecior și fată. Și atunci, în timpul concertului, zic, cum ai spus că o cheamă? Zic, doamnă, nu vă supărați, dacă îmi permite să cânt și eu cântecul meu, nu vă supărați, nu vă deranjează prea tare. Și lumea a început să aplaude. Și atunci m-am gândit că dacă cel care e în cauză niciodată nu vorbește, dacă a ascuns tot timpul după ușă totul, niciodată nu o să se facă dreptate într-un fel, dacă se poate numi așa. Stai o secundă, dar în momentul în care cânți o piesă a cuiva, nu trebuie să-i plătești niște drepturi aluia? Discuția este mai vastă și mi-e foarte bine că ai pus întrebarea asta, pentru că mi se pare, văd că cei de la muzică ușoară au lucrurile mai clare pentru că au un management. Și pentru că în muzica populară oamenii nu sunt obișnuiți să te reprezinte cineva. De asta m-am adus soțul cu mine. Domnul, nu numai ca să cânte, pentru că este și managerul meu. Combinați business-ul cu plăcerea, ca să exact, zic așa. Exact. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, întotdeauna. În al doilea rând, vreau să prezint în 2-3 minute fenomenul. Așa. Pentru că este un fenomen inteligent, concertat și nu întâmplător. Niște unii mai deștepți ca noi s-au gândit cum să facă să câștige repede mulți bani. Da. Și atunci, în orice domeniu există concurență. Dacă este să ne raportăm și să ne referim la muzica populară, muzica populară românească are vreo 20 de reprezentanți de top, să spunem, care în mod normal... 20 de branduri, adică? Exact, 20 de branduri.
Acum, ce am sesizat? De un an de zile sunt implicat. 5.000 de oameni care trăiesc de pe urma brandurilor, că cântă la orice nuntă, dă găi, la orice han. La un sfert din un sfert de preț, toată noaptea ca tomomată. Dar vezi că ăștia de muzică, din muzică, în momentul în care se difuzează o piesă de mai devreme, da? Piesa de Twin Peaks, te duci și de la drept de autor, nenică, pop, frumos. Acum, care e fenomenul? Sunt două planuri distincte. Sau este... când e în hotel, știi, muzica aia de la hotel, aia să plătește, nu-i joacă. Corect. Sunt două planuri distincte. Planul cântărilor sau evenimentelor publice și planul online. Da. Acum, pentru că online-ul a câștigat foarte mult teren, cei care s-au prins de șmecherie au înțeles foarte simplu că în ziua de astăzi topurile se fac de vizualizări, atât pe Facebook cât și pe YouTube. Și atunci, de ce să mai fac eu o piesă, împrumut o piesă de a cuiva care nu există în mediul online, pentru că, din păcate, majoritatea numelor mari nu se pricep. Da. Și nici n-au considerat că este important ca să fie prezenți activ, să aibă un canal de YouTube. Zic că e al lor și după aia cum ajung la milioane de vizualizări? Că e plin de milionari pe YouTube. Nu sunt, reale. Acum, eu am să-ți explic care e situația reală. Mi-ai trimis reală. Un fel de soft prin care poți să faci sute de mii de vizualizări, exact. Dar n-am simțit nevoia să intru în zona Lucrurile delinvenților, așa că m-am potolit. În momentul în care se face un videoclip de către un filmaci, așa îmi place, există o simplă întrebare care se pune tânărului sau mai puțin tânărului artist, dacă vrea să aibă și mai multe vizualizări, dacă vrea să îi se promoveze videoclipul. Da. Și în momentul respectiv, de câți bani ai, atâtea vizualizări obții. Că ele sunt din China, că nu există oamenii în mod real. De ce, mă, chinezii n-ascultă și muzică populară? E adevărat. O ruf, adică ai noștri fan Marioara Murărescu cu tricou pe dedesubt. Acum, haideți să înțelegeți că ele nu sunt monetizate pe YouTube. Adică nu le plătește nimeni vizualizările respective. Adică ei nu și-au lovelele zdravene de acolo. Nu. Ei și-au lovelele în momentul în care... În momentul în care cineva zice pe cine se iau. Aha. Și atunci realitatea este dată de cine? De YouTube. Hai să vedem cine ce videoclipuri a mai scos. În funcție de număr. Exact. Cine are cele mai multe vizualizări? Se poate să am 20 de milioane de like-uri. Cine? Am dat un nume, așa. O ilustră necunoscută care are 7 milioane de like-uri. Am priceput. Și atunci tu ia cu piesa ta, face mai mult decât faci tu cu piesa ta, și tu altfel avându-l pe Alin care se pricepe la treaba asta. Și mai mult asta, decât nu... atât. Păi face o comparație. Dacă ești ca Irina Login, care nu stă foarte mult. Dacă vezi un cântăreț de zonă, de care de 4 sate mai încolo n-a mai auzit nimeni, de el are 22 de milioane de vizualizări și văd că cele mai mari capete de afiș din țara asta, Bănică sau Loredana, au 100 de mii, păi te gândești, păi ăștia slab pe lângă, nu? Da. Sau știți care e problema? Problema e în momentul în care orice artist se compară cu alt artist dacă lucrează în același domeniu. Da. Și în momentul în care un artist de bună credință, așa cum e Nicoleta, care am lucrat împreună un an de zile să realizăm videoclipuri, vezi că nu reușești să depășești 100 de mii în cele mai bune condiții, în momentul în care cineva scoate un videoclip și obține în 3 luni 2 milioane, 2 milioane jumate, tu ca om normal, începi să-ți pui problema. Nu e cazul să mă retrag? Înseamnă că ce fac eu nu e bun. Românii nu mă mai iubesc, nu mai vor. Și intri în depresie. Depresie în care... Nu, e depresie, pentru că mai mult decât atât este depresie și este renunț. În timpul ăsta... Artiștii ceilalți, pentru că mulți dintre ei nu sunt părtași la acest fenomen, ei își cred self-image-ul și încrederea... Acum, ai cochetat cu depresia asta, Nicoleta? Doamne ferește, nu, dar m-am gândit... Acolo. Zic, hai să schimbăm, să fac mai altceva, să mă apuc de alt gen, altceva, ceva nu merge. Cum să am 90.000, 100.000 de vizualizări la o piesă? Și alții 22 de milioane. Și mă gândesc că populația României de 22 de milioane, dar nu ar fi toți pe internet. Le-a dat drumul și maternitate. Bebeluși și babe și mai o chestie lumea. Foarte interesantă, pentru că poți afla câte vizualizări reale are un artist. Asta e o chestie drăguță. Există o statistică ce spune că românii... Este și un program care se poate plăti, mi se pare. Da, aia e altă discuție. Cum? E un program care automat, în funcție de câți bani ai, și îți poți obții. Dar cum pot afla românii, de fapt, ce vizualizări, câte vizualizări reale are cineva? Hai să vă spun simplu. Există o statistică, la 10.000 de vizualizări, cam 30 de români vor să spună ceva. De bine, de rău, e o statistică general valabilă. Așa. Înseamnă că dacă eu am 100.000 de vizualizări, trebuie să am cam 300 de comentarii, nu? Da.
Dacă am 10 milioane, înseamnă că am 3.000. Da. Bun, acum eu ca artist, care să spunem, nu știu că am fost manipulat sau mi s-au băgat promovări false, mă uit foarte simplu câte comentarii am. 30. Păi dacă ai 30 de comentarii, n-ai 2 milioane de vizualizări, ai 10.000. Aha. Și afli câte vizualizări ai, ca să nu te mai încurci. Regula de 3 simplă. Da. Exact. Da. Foarte simplu. Da. Bun, dar o secundă. Putem să-i identificăm sau măcar putem să sugerăm, dacă nu vrei să faci aceste acuzații indirect. Niciodată n-am acuzat pe nimeni cine și sunt, nici nu cine vreau sunt să autorii crimei în grimele? Cine are gândul acesta? Părerea mea este că foarte mulți dintre ei nu știu. Pentru că nu știu că li se întâmplă lucrul ăsta. De ce? Pentru că cine e umflat atunci? Exact. În momentul în care faci un videoclip, există o parte de buget de promovare. În momentul în care tu vezi că videoclipul tău este vizionat și poți să măsori, în momentul ăla tu crezi în tine. Pentru că dacă tu nu crezi în tine, nu cred că 50% din artiștii care scot ar putea să trăiască cu sentimentul că bă, am 10 milioane, 20 de milioane, 100. Bun. Până păi cum să ai 10 milioane de vizualizări când o mare vedetă internațională, adică Elton John nu are, dar are un ilustru necunoscut de zonă, are 20 de milioane. Da, nu e ridicol? Înțeles. Da. Pe de altă parte, cumva, iată că te afli într-un an, dacă îl luăm așa calendaristic, foarte plin pentru tine. Treci prin căsătorie, dar parcă, cum să spun, apar chestiile astea, la un moment dat cineva ai purta sâmbetele lui Alin pentru diverse lucruri. Da, sunt niște blocaje. Încercări, nu? Da, sunt încercări, dar pe noi nu ne deranjează și mulți mă întreabă, bun, și ce vrei să faci cu asta? Că am mai văzut o ilustră minte românească care a mai spus pe unul din posturile, pe un post național, că în țara asta dacă spui adevărul să o faci în liniște și pe ascuns, că dacă vrei să faci bine și să spui adevărul, nu vei fi apreciat. Cu riscul ăsta nici nu mai contează, de fapt, dar odată și odată. Trebuie să ne punem la punct cu totul, adică nu putem trăi într-o minciună din asta așa și, avem și, o propunere, și să ne și lăudăm. Pentru și la final. E ok, la final. E ok să arăți ce-i urât, dar nu e ok să nu dai soluții. Și una dintre soluțiile pe care eu le propun, absolut gratuit, tuturor valorilor artistice ale României, așa? Care nu au sprijin în online, să ne sune că o să o facem gratuit. Veniți la mine. Da, gratuit. Camera 3. Gratuit. Uite, cu asta terminăm. Camera 3 este camera Nicoletei, pentru că tu ești vocea, el este doar avocatul, da? Exact. Te rog să te uiți la oamenii care fură din buzunarul tău și să le transmiți un mesaj. Da, dragii mei, încercați să vă faceți un repertoriu, încercați să aveți o identitate prin cântec, prin ceea ce faceți, pentru că așa e corect. Niciodată nu poți să te promovezi cu piesa altcuiva, pentru că nu-i frumos. Eu am mai spus asta și am mai spus și despre soțul meu, care vrea să-i reprezinte pe cei care nu se pricep, nu știu să se facă vizualizați pe mediul online. Am spus că o vom face gratuit, doar ca să-i ajutăm, pentru deci, că și pentru mulți hoți, nu știu. Mult, da, dragii mei, li s-a cam multă tăiat. Multă inspirație ca să-și facă piese. Deci, da, li s-a cam tăiat. Li s-a cam tăiat pentru că dacă eu am început să fac asta, sunt convinsă și am mai vorbit cu colegi care nu sunt de acord cu lucrul acesta și mai târziu sau mai devreme vor face și ei ce fac eu acum. Bine, porumbeilor, când